Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Sunt Alida Cosma și o să fiu gazda dumneavoastră și în această seară, cu numărul 3 din cadrul Festivalului Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția cu numărul 46. Ne vom bucura în minutele următoare de un concert susținut de Corala Universitas Iași, aparținând Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Vă reamintesc că organizatorii acestui eveniment sunt Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț, prin finanțarea Consiliului Județean Neamț, partener principal Primăria și Consiliul Local Piatra Neamț. Mulțumim și partenerilor noștri, Teatru Tineretului și Liceul de Artă Victor Brauner Piatra Neamț. De asemenea, trebuie să menționăm sponsorii și să le mulțumim Comes, Dynamic 92, Refill și Bibliopolis. Mulțumesc pentru vestimentație, Vero Atelier. Partenerii noștri media ce ne sunt alături pe tot parcursul festivalului trebuie menționați Radio România Cultural, TV Iași, TVM Neamț, Tur TV, 1 TV, TVM, Mesagerul, Ziar Ceahlăul News, Monitorul de Neamț și Roman, Evenimentul, Ceahlăul, Ziar Piatra Neamț.ro, News Alert, Vestea.net, Știri Neamț.ro și Zile și Nopți. Construită cu multă răbdare, dedicare, dorință de autodepășire și de dezvoltare a talentului muzical, Corala Universitas este o formație muzicală mixtă. Acum 4 ani, 16 suflete talentate au pornit la un drum frumos. Au crescut prin muzică, printr-o viață de student trăită altfel, prin prietenie și multe momente care le îmbogățesc tinerețea. În cursul istoriei ansamblului, acesta a readus arta corală în atenția mediului academic universitar și a publicului ieșean. Din toamna anului 2017, pupitrul dirijoral a fost preluat de preotul Ionuț Gabriel Năstase, lector universitar doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae, aparținând Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. În aplauzele dumneavoastră, chiar acum, Corala Universitas Iași, dirijor Ionuț Gabriel Năstase, coordonator Gabriela Eneșescu. Audiție plăcută!
Și fiecare rugă adresată cerului ne propulsează spre o dezvăluire mai profundă a binelui, ce ne ajută să atingem nu doar cu gândul, ci cu toată ființa noastră eternitatea. Dăinuim prin intermediul sentimentelor frumoase împărtășite, oferind ajutorul prin mâna și privirea întinsă spre cel ce suferă, prin exemplul de viață, prin bucuria chipului ce metamorfozează un interior bineclădit. Alegem noi calitatea drumului, poate croit sau menit de Dumnezeu, atunci când crâmpeia sufletului începe să strălucească palpabil prin debutul ființei noastre umane în itinerarul predestinat. Așa a procedat Dumnezeu în istorie cu propriul Său Fiu, o nemărginită dragoste dăruită oamenilor fără resentimente. Un om ca noi toți, vitregit, dar atât de iubit de cei ce l-au primit în viața și inima lor. Un tânăr ce a înfruntat orbolii, a sfidat destine, a avut curajul recunoașterii ca fiind Fiul lui Dumnezeu. A acceptat umilința, a sfidat destine, a fost cel care a împlinit voia Creatorului și a triumfat sfârșitului, înlăturând îndoiala celor ce i-au tăgăduit nemurirea. Istorie, realitate, crez, fiecare dintre noi alegem. Andrei Pleșu frumos afirmă că o partitură e numai posibilul muzicii în muzica însăși. Pentru a ajunge la cel care o ascultă, ea trebuie cântată. Iar ceea ce ajunge la public ca sunet e distinct de ceea ce se vede pe portativ ca semn. Rugăciunea prin muzică sau muzica prin rugăciune e alegerea noastră ce o încredințăm lui Dumnezeu și odată cu ea, conștientizarea că fără stropul de divinitate de care ne leagă speranța, nu am avut sens. Programul din această seară se leagă frumos, zicem noi. Și vom începe cu următoarele piese. Doamne, buzele mele, te slăvesc pe tine, Părinte, că marea ta în viitorul meu, Ave Generoza. Vă dorim audiție plăcută.
Thank you.
a cultiva respectul, a dezvolta cunoștințele, a evolua ca oameni. O imagine temeinic construită cu multă răbdare, timp, sute de ore, lungi și luni întregi. Putem spune în acest moment chiar ani, necesită nu doar talent, ci toată dăruirea. Depășirea barierelor emoționale prin prezența în producțiile artistice ale multor universități, autodisciplinarea prin timpul dedicat studiului, susținerea artei clasice, romantice, moderne și contemporane, rolul de ambasador al unei frumoase universități sunt numai câteva din avantajele unui loc, cred în noi special, al unui tânăr ce își îmbrățișează curajul și se înscrie în rândul studenților talentați din fața dumneavoastră. În partea a doua a concertului din această seară, muzică românească, un repertoriu atât de drag nou, cântecul popular, folclorul, în general, era o sursă de alinare psihologică și de energie spirituală, căreia Eminescu îi acorda o valoare cu totul superioară. Pentru Eminescu, o doină sau un cântec bătrânesc zise de un cântăreț sau cântate de un lăutar bătrân, dobândeau virtuțile vechimii, devenind apei vii restauratoare de putere, de tinerețe ale spiritului. Mama, compozitor Alexandru Semeniuc, este o prima audiție, compozitorul este în mijlocul nostru. Lino Leanu, Eu dărâmesc, Codul de răspunde, interpretează Irina Prelipcean. Vine Hulpe din Amunce, compozitor Adrian Pop, Floarea albastră, interpretarea solistei Anita Carina Carabă, Sării mândra, Sării draga, Doină și coră cu strigături, Suită corale din Țara Oașului, Supărarea Bat-o Doamne, o doină populară, zisă cu drag de Ana Dragoa noastră, frumoasă și talentată foc. Audiție plăcută în continuare! Thank you.
Thank you.
Domnul. Lelele și la 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 și la 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 Mi-i mai bine că-am rămas, nu-mi dă nimeni peste Oșenia nu mi-o las de morți în neacumă.
Ringa și așa zice ca mea, Ringa.
ne caracterizează bucuria, căci exuberanța și prospețimea tinereții transpar prin vocile membrilor Corale Universitas. Dacă arta este limbajul prin care sunt aduse la suprafață firidele cele mai adânci ale sufletului uman și modalitatea prin care artistul își deschide eul către univers, muzica este considerată mai mult decât un act de comunicare. Muzica este un act de comuniune, o identificare temporară între compozitor, interpret și auditoriu. Ea este artă și știință, ambele unite prin latura lor estetică, prin trecerea lină de la înțelegerea rațională la pura contemplație. Este un adevăr unanim recunoscut și acceptat că artistul, în speță muzicianul, este chemat să dea conturi altei lumi, pastă lume de noroi, după cum spunea Mihai Eminescu, reprezintă o realitate de necontestat. Dar cum se justifică însăși existența artei, a muzicii, în cadrul vieții umane dominată și condiționată de nevoi materiale prin excelență? Cercetătorii psihologiei artei au răspuns. Omul acționează doar în consens cu împlinirea mobilurilor intelectiv-practice și alegerilor frumosului, armoniei, cerințelor unor normative estetice impuse de om, de societate. Există o artă de a trăi, după cum există și arta ca joc secund, arta creată de om prin legea celor trei I, respectiv inițiativă, inovație și invenție. Indubitabil, în demersul său, artistul pornește în crearea operei de la realitatea pe care o trăiește, dar tot acum își formulează și premisele prin care arta să nu fie doar o palidă copie a realității, ci o transfigurare a acestei astfel încât întrebarea lui Federico Fellini, unde începe viața, unde arta, să-și găsească justificarea. Programul nostru continuă, a treia parte cu următoarele piese. Măluai Luai, pe sub deal, pe sub pădure, cântec de leagă, în compozitor din nou Alexandru Semenic, este o capacitate, studentul nostru. Un student talentat care visează, cântă, compune, este un om cu o coloană vertebrală impecabilă. Îți mulțumim, Alex, și pe această cale pentru tot darul pe care îl oferi necondiționat. Dragi-mi scântecele mele, mică suită corală din cântecele Mariei Tănase, Hora la români, cântă cu coan străinare, Chindia, iar ultima piesă din acest concert este Sârba pe loc. Thank you.
Thank you.